pe cineva în care să te încrezi în el. Oamenii se încred de multe ori în relațiile lor, în puterea lor, în banii lor. Unii poate să încred că au făcut sport, alții auzi, bă, nu mi-este frică că am făcut karate sau știu eu, dar noi ne încredem în Dumnezeu. Chiar dacă ar fi să umplu prin valea umbrei morții, nu mă tem. De ce? Am o nădejde, am o credință. Îl am pe Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Și dacă mâine știu că nu am de lucru, eu știu că Dumnezeu va purta de grijă. Pentru că așa spune, tu îmi dai pâinea în fiecare zi, slăviți să fie numele Domnului. De aceea dorim să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare cu toții. După această cântare, invit copiii să laude pe Domnul. Ne bucurăm de copiii care avem în biserică și de multe ori când ies în față, le spun, cântați tare. De ce Dumnezeu poate să-i protejeze în viața aceasta, în lumea aceasta de păcat în care trăim. Și de aceea am dorit ca Dumnezeu să îi protejeze prin sângele Său, Domnul Iisus Hristos. Și noi cu toții să spunem amin, slăviți să fie numele Domnului. Și după aceste cântări, îl invităm pe fratele Vasile, fratele păstor, care este și păstorul bisericii, va aduce îndemn pentru biserică, amin, pentru rugăciune dimineața aceasta și totodată va rămâne aici în față. Vom sluji de împreună aceste lucruri minunate dimineața aceasta, la binecuvântare de copii, la cina Domnului și zic ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Amin.